Eu știu un fragment din scrisoarea a treia. Te rog. Iată, vin un sol de pace cu năfram în vârf de băț. Baiazid, privind la dânsul, întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi? Bună pace. Și de n-o fi cu bănat, domnul nostru ar vrea să-l vază pe măritul împărat. La un semn, deschise-i calea și se apropie de cort. Un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închini, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu îți zic, bine ai venit. Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți. Dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți? Ori vei vrea să faci întoarse de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale? De-o fi una, de-o fi alta. Ce e scris și pentru noi, bucuroși l-am duce toate. De pace, de război. Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privit, gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de-un ciot? Oh, tu nici visezi, bătrâne, cât în cale mi s-au pus toate floarea cea vestită a întregului apus. Tot ce stă în umbra crucii, împărați și rești s-adună, să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. S-a îmbrăcat în zale lucii, cavalerii de la Malta, papa cu alei trei coroane puse una peste alta. Fulgerele adunat au, contra fulgerului care în turbare furtunoasă a cuprins pământ și mare. N-a avut decât cu ochiul, ori cu mâna semna face. Și apusul își împinse toate neamurile încoace. Pentru a cruci biruință se mișcară râuri, râuri, ori din codre răscolite, ori stârnite din pustiuri, zguduind din pace adânc ale lumii începuturi, înnegrind tot orizontul cu alor zeci de mii de scuturi. Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii, tremura înspăimântată marea de ale lor corăbii. La Nicopole văzut ai câte tabere s-au strâns ca să-mi steie înainte-mi ca și zidul neînvins. Când văzui a lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată, mi-am șoptit atunci în barbă. Am jurat ca peste dânsii să trec falnic fără păs, din pristolul de la Roma să dau calul iovăz și de crunt am vijelie. Tu te aperi cu-n toiag și purtat de biruință să mă împiedic de-un moșneag? De-un moșneag? Da, împărate. Căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să înnece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră începând cu acel oaspe, ce din vechi se pomenește cu Dariu al lui Staspe. Mulți durară după vremuri peste Dunăre vreun pod, de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu-i putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră de-au cerut pământ și apă. Și nu voi, ca să mă laud, nici că voi sunteți pământ. Cum venirea se făcură toți, o apă și un pământ. Te fălești că înainteți, răsturnat ai val, vârtej, oștile leite în zale de împărat și de vitej. Tu te lauzi că apusul înainte ți s-a pus? Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-a voit acel apus?
Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier a credinței biruință către orice cavaler. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc că ești...